Regulamentul loteriei bonurilor fiscale se modifică. Vor fi acordate cel mult 100 de premii, autoritățile argumentând diminuarea numărului de premii prin faptul că acestea vor fi mai consistente. Modificarea s-a votat deja în Camera Deputaților, care este foarte decizional în acest caz. Camera Deputaților a adoptat cu 183 de voturi pentru, 91 împotrivă și 10 abțineri modificarea ordonanței privind organizarea loteriei bonurilor fiscale, stabilind că la o extragere se vor acorda cel mult 100 de premii. Numărul de premii a fost limitat pentru ca sumele câștigate să fie mai consistente, spune ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Unitatea teritorială a administrației fiscale, unde a fost depus în original bonul câștigător, va elibera titularului bonului o copie pe care este scris că este conform cu originalul și conține un număr unic de înregistrare atribuit automat printr-o aplicație informatică la nivel național. Pentru asigurarea transparenței, o listă privind bonurile prin care au fost revendicate premiile se va publica pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și pe cel al Autorității Naționale de Administrare Fiscală. Dacă în urma centralizării datelor se va constata depășirea numărului maxim de premii care se acordă, se va proceda la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câștigătoare din totalitatea bonurilor fiscale din listă. Reprezentanții PNL au anunțat că nu susțin această ordonanță. Deputatul PNL, Sălăjanca Andreea Paul, arătând că este vorba de o păcăleală fiscală și că se folosește codul fiscal ca instrument de imagine.